Deci, noi am avut ploi abundente, ați fost martori noastre la ceea ce s-a întâmplat în capital, dar și în Republica Indioște. Deci, este un rezultat, s-au deteriorat mai multe sisteme de semafoare, până în final ele toate o să lucreze, în termeni restrânși. Deci, totodată, această ploaie a coincis cu schimbarea antreprenorului care va efectua aceste lucrări. Deci, dar practic putem să nu le legăm una de alta, deci oricum se lucrează, indiferent și antreprenorul care a fost anul precedent și antreprenorul nou, deci o să lucreze împreună sau separat, nu contează, important este rezultatul pentru municipalitate. Chiar acum putem vorbi că se face transmiterea dispeceratului de semafoare. Și o companie și alta sunt pregătite pentru a executa lucrările rapide pentru ca să facem maxim siguranță la trafic, dar atâta timp cât nu lucrează semafoarele, ne orientăm după regulile circulației rutiere de bază. Semafor Serviciu este un SRL, nu este o companie de stat sau o întreprindere de stat. Deci, la fel ca și toate restul companiilor, trebuie să participe în licitație. Este o practică normală. Licitațiile se petrec transparent, se anunță în buletinul achizițiilor publice și participă toate companiile. Pentru ca să fie o concurență, și pentru ca să fie o economie a banului public. Ca în acest caz, noi am făcut o economie de 750.000 de lei. Este o sumă destul de impunătoare, care într-adevăr poate fi folosită la reparația unei alte străzi sau satisfacerea altor necesități a orașului. După toate criteriile din caietul de sarcini. Deci trebuie să fie experiență similară, trebuie să fie capacitatea de a executa lucrări, trebuie să aibă, deci să întrunească toate condițiile care au fost stipulate. Condițiile sunt egale absolut pentru toți participanții și la această licitație au participat permise patru companii. Lumtech, Semafor Serviciu care a deservit până acum orașul, așa să spunem, compania din Bălți și compania din Cahul. Deci este o practică normală ca să depună dosarele când doresc oricare companie. Acuzația ne pare foarte rău, fiindcă nimic nu am personal cu această persoană și dumnealui s-a exercitat atribuțiile pe perioada când a lucrat. Altă situație este că este regretabil pentru dumnealui că a pierdut această licitație, dar este o destul de gravă învinuirea care o dă dumnealui și deci eu o să revizui, o să gândesc cum o să procedez și ce reacție o să dau în continuare. Noi putem vorbi aici, dumnealui a depus actele în instanță, a depus actele și în achiziții publice ca contestație, este dreptul dumnealui. Eu îl înțeleg că este o persoană cointeresată direct, dar economia este cel mai important pentru municipalitate. Direcția Transport nu negociază absolut cu nicio companie o posibilitate sau alta. Noi ne conducem direct și numai conform legislației în vigoare care o avem. Ok, deci fiecare companie își atribuie un risc când lucrează. Deci fix așa putem vorbi și de oricare altă companie, ca și compania din Cahul sau compania din Bălți sau compania din Lumtech. Deci fiecare se asumă riscul, câștigă o licitație sau nu. După informația noastră, Semafor Serviciu mai are careva lucrări la subantrepriză și anume din banii finanțați de BERD și BI la Ștefan cel Mare, Negruță, Alexandrie. Și recent la ședința cu domnul primar, care am avut acum luni, dumnealui a spus că are lucrări care le efectuează pe teritoriul Republicii Moldova. Eu sper că acești oameni noștri să rămână fără serviciu și după cât am înțeles, compania de la Bălți dorește să-și mărească numărul de colaboratori în municipiul Chișinău și cred eu că este deja bucătăria lor ca să discute unul cu altul, să transmită persoane sau să angajeze persoanele care rămân fără lucru. Deci eu cred că în cazul acesta cel mai important este să rămânem oameni și să ne facem atribuțiile până la final.
Nu, eu nu cunosc detalii. Deci domnul Foma a reușit și mi-a dat careva informație, dar astea sunt acte care nu vizează de noi. Noi verificăm doar actele care sunt ceea ce ține de direcția transport și nu ne băgăm în bucătăria companiilor private pentru ca să le studiem o problemă sau alta. Important este că compania lucrează și va deservi în continuare contractul. Asta este pentru noi cel mai important. Dar problemele fiecărui în parte țin doar de dumnealor. Dacă sunt vinovați în una sau în alta, o să răspundă conform legislației. Dacă nu, înseamnă că sunt doar aberații. Părere de rău, murdăria asta care se toarnă acum și care se revarsă, eu socot după mine că nu este corect. Persoana cointeresată poate să vorbească multe și să aducă multe, dar până la urmă se revizuie, se verifică toate actele care sunt și în cazul nostru, achizițiile publice au verificat toate actele și au înregistrat contractul. După aceasta noi l-am primit, l-am înregistrat la trezorerie și acum acest contract este valabil. Asta este important. Deci el a fost semnat imediat după licitație, după ce grupul de lucru l-a desemnat ca câștigător. Doar că din pricina cum se numește, contestații depuse de domnul Mococean de Semafor Service, a fost mai mult timp studiată, a fost creată o comisie în Agenția Achizițiilor Publice, unde s-au revizuit toate învinuirile și toate punctele deci care le-a expus domnul Foma. Ele au fost respinse și imediat am primit, chiar recent, acum vineri, am primit acest contract. După ce a fost dat la înregistrare mai departe la trezorerie și l-am dat antreprenorului pentru ca să-și înceapă exercitarea urgentă a atribuțiilor în legătură cu ploile care au fost, cu deteriorarea semafoarelor. Deci, noi am discutat acest subiect cu domnul primar general. Într-adevăr, semafoarele au fost deservite, doar că trebuie să verificăm sumele exacte. Deci, tariful va fi luat conform licitației din 2016, nici un leu mai mult, una la mână și a doua vor fi verificate toate obiectivele. Și noi o să dăm o întrebare foarte bună. De ce semafoarele sunt așa stare că o ploaie poate să deterioreze aceste semafoare și o săptămână este făcut special? Sau ele nu au fost deservite. Deci aici eu personal constituie o comisie și aici să ne ocupăm profund cu această întrebare și în dependență de asta. Dar 2 milioane sau 3 sau 5, dumnealor puteau să cheltui și 10. Deci este problema dumnealor. Eu doar nu vă spun cât cheltuie eu la magazin sau dumneavoastră nu-mi spuneți cât cheltuie dumneavoastră la frezerie. Deci astea sunt problemele fiecare din noi. Concret se achită doar lucrările executate și nu cheltuielile care sunt foi la mare sau altceva, ca să înțelegem așa. Deci la acest capitol foarte serios o să ne documentăm. Deci situația este foarte simplă. Dacă ele sunt 180, nu înseamnă că noi le deservim toate 180. De aceea nu se pune în sumă ca să deservim toate 180 dacă noi știm că de facto nu se deteriorează, practica precedentă arată, toate 180. Anul acesta s-au deservit 10 obiective mai capital în reparația au intrat, ca exemplu, asta înseamnă că următoarea perioadă, următorii 3, 4, 5 ani, noi nu mai trebuie să revenim. Noi revenim, trecem la următoarele semafoare și fix așa, adică merge un fel de rotație, un rulaj. Deci chiar acum se face predare, primire a dispeceratului. Dumnealor au un oficiu, eu nu am reușit ca să văd unde este acest oficiu în Chișinău. Deci de bază ei au stat până acum în Bălți, după informația care o avem noi recent, fiindcă noi acum discutăm fiecare subiect. Dispeceratul o să-l primească, mare parte de personal o să lucreze în dispecerat în continuare, fiindcă este dispeceratul Direcției Transport și al UNTEH-ului. Deci, și atunci o să avem contact direct cu dumnealor, nu doar la telefoane mobile, dar dispeceratul primăriei, dispeceratul poliției rutiere o să lucreze direct. Între timp, între aceste 3 zile, s-a reușit de a face comisie și ședință cu una INP, IGP, sistematizare circulației rutiere, Direcția Transport, plus am avut ședință la domnul primar general.
Eu nu, vă pot, nu mă pot expune, deci pentru noi este ok că deja deservesc un oraș ca Bălț. Bălțul nu este o suburbie, să spunem, da? Deci are o sistemă, Chișinău clar că este mai mare. Noi sperăm că o să se isprăvească. Până la urmă, se isprăvesc sau nu, ține deja de dumnealor. Noi, oricum, mergem conform legislației în vigoare și o să ne luptăm pentru fiecare leu. Lucrările se plătesc post factum, după ce se execută și nu în avans. Deci de aceea stăm liniștiți că lucrări neexecutate sau lucrări necalitative nu vor fi achitate 100%. Eu încă nu cunosc toate detaliile. Da, e un băiat tânăr, cred că are în jurul de 40 de ani. Mi s-a părut băiat destul de informat. Deci nu vreau să dau apreciere, lucrul o să arăte rezultatele care sunt. E una să vezi persoana și alta să fie lucrările executate.